Deci, tangenta cât ar fi? Tangenta de 30 de grade. Sin pe cos. Da. Și se duce 2-ul și vine 1 pe radical din 3. Da? Deci vine tangente de 30 de grade egal cu 1 pe radical din 3. Ce putem face aici? Să raționalizăm. Raționalizăm. Deci mulțim pe radical 3 și sus și jos. Face radical din 3 pe 3. Deci face radical din 3 pe 3. Și cu tangenta cât va fi? Cotangenta e tot mai invers. 3 pe radical din 3. Sau aici mai bine. Aici e inversul. Radical din 3, ca să nu mai pierdem timp. Da. Radical din 3. La 45 de grade. La 45 de grade înseamnă că unde ajunge ca poziție? Hai să vedem unde ajunge mâna. 30 plus 15 între 30. Adică exact, mai exact. 45 de grade înseamnă jumătatea de 90. Da. Și atunci, aici undeva jumătatea arcului, nu? Și iată, iată că am ajuns în clipa asta, cu M-ul în poziția de aici, unghiul acum de câte grade am spus chestia asta, deci 45 de grade, ducem perpendiculara, pic aici în M1, așa, și ce fel de triunghi este O, M1, M? Dreptunghi. Este dreptunghi obligatoriu. Așa și... Nu. Nu numai că e dreptunghi. Dacă ăsta e 45 de grade, cât este și ăsta de aici? Tot 45 și isoscel, da. E dreptunghi isoscel. Da. Da. Dar asta era notată, am spus noi, sinusul va fi asta și ăsta, bucățica asta este cosinusul. Cos de, nu? De 45 ar fi acum. Deci, e ce coordonate are? Cosinus de 45 și respectiv sinus de 45 de grade. Cosinus și cosinus. Ce putem spune? Cum este sinusul și cosinus? Sunt egale, nu? Din ce motiv sunt egale? La 45 de grade. Că e triunghiul dreptunghi isoscel. Și hai să notăm cu x, că nu știu ce valoare are. X. Și atunci, dacă aplic Pitagora, ce urmează acolo? X. 2x pătrat egal cu 1. Deci vine 2x pătrat egal cu 1. Adică x pătrat egal cu 2 și egal cu 1 pe 2. Ah, da. X pătrat. Atenție, nu poți vedea. 1 pe 2, da? 1 pe 2. De unde rezultă că x1, 2 egal cu plus minus radical din... Nu. 1 pe radical de 2. Da. Deci 1 pe radical din 2, raționalizăm și face cât? Radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2. Plus minus radical din 2 pe 2. Deci x1, 2 egal cu plus minus radical din 2 pe 2. Adică cine este x-ul? Sinusul sau cosinusul? Nu, că sunt egale. Deci aici putem spune că sinus de 45 de grade egal cu cosinus de 45 de grade și egal cu radical din 2 pe 2. Luăm pe aia pozitive, că sunt pozitive, sunt, nu? Numere pozitive, nu picat, nu sunt numere negative. Da. Deci la 45 de grade, sinusul cât este? Radical din 2 pe 2. Iar cosinusul tot radical din 2 pe 2. Da? Sinusul egal cu cosinus, egal cu radical din 2 pe 2. Și tangenta va fi raportul sin lor. Sin pe cos. Sin pe cos, care face... 2... 1 pe 2. O să fie 1 pe 2. No, păi radicalul... Păi dacă sunt egale... A. Păi 1. 1? Da. Păi radical de 2 pe 2 se prea 1. Da. Când zic sim pe cos, face erechin de care 1. Dar tot tangenta. Tot. Tot 1. La 60 de grade. Unghiul M, punctul M unde urcă acum? Da. Se apropie de pe mai mult. E de parcă aș fi împărțit arcul ăsta în câte părți? Tot în 3. Și luăm câte părți? Una, două. Da. Da? Deci așa se întâmplă. Aici este punctul M. Acum coordonatele lui sunt cosinus de 60 de grade. Sinus de 60 de grade. Și să vedem. Triunghiul M, O,
A, ce fel de triunghi este acum? M, O, A. Păi. M, O, A. Fiindcă O, A, cu O, sunt raze. Raze și sunt egale. Deci triunghi este isosceles. Da. Și având și unghiul ăsta de 60 de grade? Atunci este echilateral. Și unde pică IEM-ul? În proiecția, ducând perpendiculara pe vinge. Pică exact la mijloc. Atunci, cosinusul este bucățica asta. 1 pe 2. Deci cos de 60 de grade este 1 pe 2. Da? Iată. Cos de 60 de grade cât sinusul de 30. Da. Da? Iar sinusul... Sinusul este radical din 3 pe 2. Pe 2. Din 1, exact cum am procedat aici. Sinusul este radical din 3 pe 2. Tangenta. Tangenta. Păi sin pe cos. Adică... Radical din 3. Radical din 3, că 2 cu 2 simplifică la anumitor și face radical din 3. Uitați-vă că este cât cotangenta de 30, da? Foarte interesant. Iar cotangenta va fi radical din 3, 3 pe 3. 3. Radical din 3 pe 3. Observații să o facem acum, că tot am descoperit chestia asta, hai să și punctăm. Ce am observat? Că sin de 30 de grade, sinus de 30 de grade, este egal cu cosinus de 60. Da. E drept? Da. Deci sin de 30, 1 pe 2, găsim și la cos de 60. Cos de 60. Da? Și egal mai departe, pot spun, loc de 60 pot spun că e 90 minus 30. Cosinus de 90 de grade minus 30 de grade. Iată că am găsit acest lucru important. Sinus de 30 de grade este egal cu cosinus de 60 de grade. Deci sin de 30 este egal cu cos de 60. Sau dacă las așa și înlocuiesc aici pe 30 cu alfa, apare că sin de alfa, sinus de alfa, este egal cu cosinus de 90 minus alfa. Deci asta e mai interesant. Deci sin de alfa este cosinus de 90 minus alfa. Deci pe loc de 30 am pus alfa. Sin de alfa, cos de 90 minus alfa. Și tot așa dacă plec cu cosinus. Cosinus de 30 egal cu sinus de 60. Ia vedeți, nu este adevărat? Cos de 30 radical de 3 pe 2 egal cu sinus de 60. Adică sin de 60 spune aici sinus de 90 minus 30. Iar 90, înlocuim pe 30 cu alfa și apare că cosinus de alfa egal cu sinus de 90 minus alfa. În momentul de față am găsit două formule interesante. O să le scriu aici undeva, aici sus. Anume, spune sinus de alfa egal cu cosinus de 90 minus alfa. 90 minus alfa. Cosinus de alfa. Cosinus de alfa. Egal cu sinus pe lângă 90 minus alfa. Sinus, nu pe lângă. Egal cu sinus de 90. Sin de 90 minus alfa. Nu pe lângă. Da. Dar nu se înțelege din mulțit acolo. Da. Sinus se mulțește. Nu. E sin de. De. Argumentul să este. Unghiul acolo. Și egal mai de... La tangentă la fel, nu observ. Tangentă de alfa egal cu cotangentă de 90 minus alfa. Și tot atât de bine, cotangentă de alfa egal cu tangentă de 90 minus alfa. Aceste formule poate numi formule de legătură între funcții și cofuncții. Sublineam. Deci formule de legătură între funcții și cofuncții. Formule de legătură între funcții și cofuncții.
formulă de legătură între funcții și cofuncții. Hai să ne ducem la 90 de grade acum. Pentru 90 de grade înseamnă că trebuie să desenez din nou cercul trigonometric, ca să notez, să desenez în partea asta de jos. Așa. Deci suntem la câte grade am spus? La 90 de grade. Suntem la cine acasă, spuneam la cosin. Păi pe axa asta cine se reprezintă? Cosin. Nu, asta se reprezintă cosinusul. Da. Da? La sinus. Sinusul, pe asta. Suntem la sinus acasă. Da. Deci aici, în punctul B, suntem la sinus la acasă, înseamnă că sinusul are cea mai mare valoare. Cât este sinusul? 1. Deci cos de 0 și 1. Cos de 90 de grade și sinus de 90 de grade, deci 0 și 1. Cosinusul este 0 și sinusul este 1. Tangenta, cât este? Sin pe cos, adică 1 pe 0. Nu se poate, nu există. Dar cotangenta? E 0. Este invers, 0 pe 1 și face 0. 120 de grade. 120 de grade înseamnă că mă duc peste 90. Cu cât depășesc pe 90? Cu 30 de grade, da? Deci în partea cu ăsta în 3. Și aici, aici este, mă ajunge aici. Care ar fi sinusul? Sinusul ar fi lungimea ăstuia, ăsta e sinusul, iar cosinusul ar fi segmentul ăsta. Spuneți, cât este cosinus? Când vine mai ușor să văd cosinusul. Cosinusul este minus... Minus 1 pe 2. Că e triunghiul ăsta, ce fel de triunghi așa să văd? Echilateral, adică la mijloc, dar fiind în partea stângă, e cu minus. Minus. Deci minus 1 pe 2. Deci cos de 120 de grade este minus 1 pe 2. Iar sinusul e pozitiv și la număr de 1 pe 2. Și cu cine se leagă 1 pe 2? Cu radicalul 3 pe 2. 3 pe 2. Deci, e radical din 3 pe 2. Tangenta va veni sin pe cos. Adică... Radical 3 pe 2 pe minus... Deci, minus radical din 3. Minus radical din 3. Și cotangenta... Minus 1... Tot minus radical din 3. Minus radical din 3 pe 3. Așa. E invers. Da? Că e cât va veni. Cos pe sin. Da. Adică minus 1 pe 2 supra radical din 3 pe 2 și raționalizăm minus radical din 3 pe 3. Sau inversa tangentei. Inversând-o pe asta, deci vine și pe raționalizare, vine radical din 3 pe 3. Păi dincolo sunt valori negative la ce avem noi. Deci, adică de la 90 încolo sunt valori... Cosinusul este negativ. Da. Da? Dar sinusul rămâne tot timpul pozitiv, că e deasupra când proiectăm. Da? Deci pentru toate unghiurile, și pentru 45 de grade, la 45 de grade... Va fi radical din 2 pe 2 și minus radical din 2 pe 2. Sinusul este radical din 2 pe 2 și cosinusul este minus radical din 2 pe 2. Tangenta va fi... va fi... minus... Nu. Radical din 3 pe 3 și minus... Nu, păi, sinus pe cos. Sin pe cos, sunt egali, se simplifică și rămâne... Minus 1. Minus 1 plus și cu minus, deci minus 1. Dar pe tangenta, tot minus 1. La 150 de grade. 150 de grade înseamnă că M se apropie de 180 și va fi că undeva... 1 pe 2 și minus radical din 3 pe 2. Deci sinusul este 1 pe 2, că pică triunghiul este echilateral aici, nu? Da. Și pică la mijloc. Deci sinusul este 1 pe 2. Și minus radical din 3 pe 2. Minus radical din 3 pe 2. Și apoi avem minus radical din 3 pe 2. Nu. Nu, minus radical din 3 pe 3. Minus radical din 3 pe 3, pare bine, nu? Că e sin pe cos. Da. Fracționează minus radical din 3 pe 3. Iar din coace, cotangenta este minus radical din 3 pe 3. La 180. La 180. Suntem la cine acasă acum? La cosinus.
cosinus, da? Da. Cosinus va fi cea mai mare valoare, va fi negativă, minus 1, iar sinusul este 0, da? Da. Când atinge, nu cea mai, cea mai mică valoare este cosinus, da? Cea mai mică valoare, minus 1, cos, sinusul 0. Tangenta e simplă cos. 0 minus 1, 0. 0 pe minus 1, 0. Cotangenta? Nu se poate. Nu se poate. La 210 grade. La 210. Înseamnă că mă duc peste 180. Cu cât? Cu 30. Cu 30, da? O treime din cerc. Sinusul trebuie să proiectez pe axa y-ilor. Cât este sinusul de mare? Ia să vedem. Triunghiul ăsta care s-a format este echilateral, pică unde? La mijloc. Jumătate, 1 e minus, da? 1 fiind, pe 2. Fiind negativ, minus 1 pe 2, da? Minus 1 pe 2. Și pentru cosinus e partea asta. 1 pe 2 cu radicale 3 pe 2 se leagă, nu? Da. Dar ce fel de valoare este dacă e în stânga? Negativ. Negativ, minus radical din 3 pe 2. Tangenta. Tangenta e sin pe cos. Cos, adică radical din sinus pe cosinus. Minus pe minus face plus. Și vine radical din 3. Radical din 3 pe 3. Da. Pe 3. Și cotangenta va fi radical din 3. Radical din 3. La 225. La 225 mă duc jumătate. Sinusul e egal cu cosinusul, nu? Sinusul e egal cu cosinusul. Pe triunghi de triunghi acolo. Amândouă sunt negative. Și ce valoare sinusul egal cu cosinusul? Ca la 45 de grade. Radical de 2 pe 2, radical de 2 pe 2. Dar amândouă cu minus. Deci minus radical de 2 pe 2. Și respectiv minus radical de 2 pe 2. Și respectiv... Minus 1 și minus... Păi minus pe minus... Plus, adică 1. 1 și respectiv 1. La 240 de grade. La 240 de grade mă duc... Mă apropii de 270. Așa este? Da. Dar rămân încă 30, bine, da? Cam da. Asta este unghiul de 240. Sinusul unde pică? La jumătate. Și vine minus 1 pe 2. Da, minus 1 pe 2. Și cealaltă, sinusul. E minus 1 pe 2, dar cosinusul? Cosinusul e minus 1 pe 2. Am greșit eu, da? Da. Proiectăm aici minus 1 pe 2 cosinusul. Minus 1 pe 2. Și sinusul este minus radical din 3 pe 2. Sinusul este proiecția pe axa y-ilor, da? Da. Și tangenta e sin pe cos. Adică radical din 3. Și cealaltă va fi radical din 3 pe 3. La 270 de grade suntem la cine acasă? La axa sinus. Asta. La sinus. Este, sinusul este cea mai mică valoare. Este minus 1. Minus 1, cealaltă este 0. Rapid. Da. Și apoi, tangenta sin pe cos e, nu se poate. De sin pe cos nu se poate, sigur că da. Și apoi se... Nu, zero, da? Da. Cos pe sin. La 300 de grade, mă duc dincolo de 270 cu la 30 de grade. Da. Cosinusul înseamnă proiecția pe axa x-ilor. Jumătate. Deci cosinusul e 1 pe 2. Și dacă asta e 1 pe 2, cealaltă... Zi. Minus. Minus radical de 3 pe 2. 1 pe 2 cu radical de 3 pe 2. Dar de ce minus? Pentru că e în parte negativă. Negativă. Minus radical de 3 pe 2. Tangenta va fi? Minus radical din 3 pe 3. Nu cred. Că e sinus pe cos. Cu 2 cu 2 se simplifică. Și rămâne minus radical din 3. Da. Minus radical din 3. Și cealaltă va fi minus radical din 3 pe 3, pentru că ați analizat. La 315 grade. Adică mă duc și îl dau în două, arcul acesta de aici, și sinusul e egal cu cosinusul, știu bine. Da.
Și atunci... egale la, la 45 radicale 2 pe 2. Dar în partea asta, ăsta e pozitiv, e cosinusul aici. Deci la cos vine radical din 2 pe 2. Dar la sinus, fiindcă e în zona asta, cum e? Minus radical din 2 pe 2. Da. Și tangenta e sin pe cos. Si, minus 1. Minus 1. Și minus 1. Și respectiv minus 1. La 300, la 330, adică m-am apropiat foarte mult, mă rămâne doar o treime din arc. Asta e 330 de grade, așa trebuie să-l văd. 330 de grade. Sinusul, ia să vedem, pică la mijloc. Că triunghiul ăsta este echilateral, pică la mijloc, dar în partea negativă, sinusul e minus 1 pe 2. Da. Iar cosinusul? 1 pe... nu. Păi 1 pe 2 cu cine se leagă? Nu, cu radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2, dar pozitiv. Să da. În partea radical din 3 pe 2. Tangenta e sin pe cos. Adică radical... nu, minus radical minus, din 3. Minus. Păi asta pe asta, 2 cu 2 se simplifică, e la numitor, raționalizăm, minus radical din 3 pe 3. Și cotangenta este minus radical din 3. Și la 360 suntem exact la cine? La 0 grade. La 0 grade. Da. Am făcut, la 0 grade este 0, 0 1, 0 și nu se poate. 0 și nu se poate, da? Ei, haideți să facem graficul funcției sinus. Graficul funcției sinus. Ce înseamnă? Să le prezentăm perechile. Așa. Da. Deci luăm un sistem de axe. Axa X-ilor, a Y-ilor. Am pe la 1 și pe la minus 1. Deci cea mai mare valoare a sinusului este 1 și cea mai mică este minus 1. Deci graficul trebuie să se plimbe în zona asta, în banda asta. N-am voie să trec, să ies din bandă. Între minus 1 și plus 1, aici pe spațiu de grafic. Duc și pe aici. Și dacă ăsta m-a luat 1, lungimea segmentului ăsta, 1, așa bate pe 1 de lungime, cam atât este 1, nu? Da. Pi cât este? Păi pi-ul va fi... Pe cât da. Înseamnă pi? Ca valoare? 3,14. Deci înseamnă de 3 ori segmentul ăsta, 1, 2, 3, 3, 3 și un pic. Da? Da. 3 și un pic. Ăsta este pi. Deci, segmentul așa înseamnă pi. Cam aici este pi. Ce înseamnă pi pe 2? Pi pe 2 e jumătate. 2 pi cât ar însemna? Încă o dată segmentul da. Aici. O dată și încă o dată. Deci 2 pi. E, pi pe 2 ar însemna aici, la jumătate. Acum, cum făceam arcul? Împărțeam în 3. Da. Acum să-l împar și pe ăsta în 3. 1, 2, 3 bucăți. Ei bine, ăsta în 3 înseamnă pi pe 6, aici. Da, și pi pe 4. Pi pe 6, nu? Nu. Și aici pi pe 3. 3. Ca să fie 60 de grade. Da. Ăsta e 30 de grade. 60 de grade. Și jumătatea lui pi pe 2 la mijloc, aici este pi pe 4. Pi pe 4. Și acum să începem. Zicem așa. Cât este pentru unghiul de 0 grade, numai încolo, numai încoace, 0, cât este valoarea sinusului? Sin de 0 este 0. Deci ăsta este un punct al grafic. Chiar originea. Mergem mai departe.
la pi supra 6. Când x-ul e pi pe 6, y-ul cât este? Cât este sin de pi pe 6? Pi pe 6 e 30 de grade și apoi e 1 pe 2. Sinusul de 30 de grade este 1 pe 2. Deci valoarea sinusului e jumătate din... Deci în paralele de vedere. Și aici este un alt punct. Ăsta e al cercului. Al graficului. Când unghiul e pi pe 4, adică 45 de grade... Radical din 2 pe 2. Valoarea sinusului este radical din 2 pe 2. Ce înseamnă radical din 2 pe 2? Radical din 2 face 1,41. Aproximativ. 1,41 pe 2, 0,7. Da. Deci 0,5 aici a fost. Atunci îl împart în 5 segmente. 2, 3, 4, 5. Și eu iau 2. Și atunci, paralela adusă pe aici. Deci ăsta a fost 1 pe 2. Aici este radical din 2 pe 2. Da. Și la cine? La pi pe 4. Duc și paralel și găsesc punctul. Ăsta este punctul al graficului. La pi pe 3, adică la 60 de grade... 1 pe 2. Cum? Sinusul la 60 de grade? Nu, radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2. Da. Nu, atenție mult, da. Mult pe 2. Radical din 3 pe 2. Radical din 3 face cât? 1,73. Da. Aproximativ da. 73. Deci la 2 tot pe 2 face cât? 0, 86 aproximativ. 0,86, 87. Deci aici era 70, 0,7, 80 și ceva. Deci pe aici undeva paralela cu pi pe 3, iată punctul al graficului. Și la pi pe 2, cât este sinusul? La pi pe 2, valoarea sinusului este maxim 1. Și iată, cam așa arată zona asta. Dacă am trasat. Le unim punctele acestea. Și cam așa arată pe bucla graficul pentru... Sigur că între 0 și pi pe 6 aveam foarte multe unghiuri, multe numere. Și la fiecare număr găseam o valoare, găseam punctul de aici, altă valoare, iarăși. Dar nu ne-am mai putut lua pe acelea. Le surprindem prin mișcarea cretei, ca fiind unul lângă altul puse punctele acelea. Și iată așa se desenează graficul, vizual. Așa surprindem graficul. Format de mulțimea perechilor X și Y. X-ii sunt unghiurile, iar Y-ii sunt valorile pe care sunt întoarse prin corespondența funcției trigonometrice sinus. Ei, așa mă duc dincolo, în partea și în două, pi pe 2 și mijlocul este pi pe 4, nu? 3 pi pe 4. De 3 ori cât e 45, fac 135. Iar 120 de grade înseamnă să împart în 3, cam asta este. Și valoarea al sinus la 120 radical 3 pe 2 e cât asta de aici. Iată punctul de aici. Pe urmă la pi pe 4 e radical din 2 pe 2 pe aici undeva. La 30 de grade este 1 pe 2. Și la 180 de grade este 0. Și atunci iar le unim punctele acestea și iată graficul funcției pentru 0 pi. Doar pentru 0 pi. Analog, le luăm pe toate valorile. În 3 pi pe 2, cât este sinusul în 3 pi pe 2? În 3 pi pe 2? Păi 3 pi pe 2 înseamnă 270. 70 grade și sinusul este minus 1. Deci pe aici undeva. Ăsta e punctul și acum vine așa. Dacă am reprezentat toate punctele, așa arată graficul funcției. Când am măturat unghiul de la 0 până la 2 pi, adică pe o perioadă am rostogolit cercul, am plecat cu unghiul de la câte grade? De la 0 grade. Și m-am tot dus până la câte? La 360 grade. Deci așa arată graficul. Și dacă m-aș dus în partea stângă, aș fi avut aici minus pi,
minus 2pi și aici a fost minus pi pe 2. La minus pi pe 2 e ca la 270 de grade minus 1 și graficul apărea așa și așa mai departe. Și acum, bucata asta s-ar continua încă o dată și încă o dată. Da? Deci graficul așa îl surprinde a funcției o sinusoidă. Vedeți? De aia spunem. Graficul este o sinusoidă. Întrebare. Este funcția asta inversabilă? Adică pot gândi funcția care se întoarcă invers să facă treaba, adică ce se facă funcția inversă. Unei valori, unui număr se corespunde unghiul său. Răspunsul pentru a fi funcție inversabilă trebuie să fie bijectivă. Și surjectivă și injectivă. Ei, dacă duc paralela, acum ar trebui să insistăm un pic pe ce înseamnă funcție surjectivă, funcție injectivă, funcție bijectivă. Lucrurile acestea le întâlnim, sunt foarte importante, că altfel nu am avea cum să vorbim de funcția inversă. În volumul acela funcții, avem foarte multe bine puse lucruri. Sau chiar pe blog. Dacă luăm lecțiile acelea, sunt în jur de vreo 360, aproape 360 de lecții. Și ne ducem la primele lecții, unde vorbesc despre funcții. Acolo am făcut foarte bine lucrurile acestea. Și merită să vă uitați acolo. Dacă cei care nu reușiți, uitați să împărțeți acolo. Așa că, pentru ca funcția să fie bijectivă, nu trebuie să mai fie partea asta. Că uitați pe aici, dacă prin punctele de pe axa Y și o duc paralele, taie graficul mai multe puncte. Și funcția nu este injectivă, în condițiile astea. Ea este surjectivă, dar nu este injectivă. Și atunci, trebuie să tai, să accept doar o sinusoidă, o cuplă de asta. Să nu-i dau lui X voie să alerge de la minus infinit la plus infinit, ci de la minus pi pe 2 până la pi pe 2. Și atunci, imaginea va fi numai zona asta, graficul numai atât am însemnat. Deci, dacă gândim sinusul definit pe pe intervalul minus pi pe 2 pi pe 2, doar atât îi dau voie X-ul să lucreze unghiurilor de la minus pi pe 2 la pi pe 2 cu valori în minus 1, 1. Deci dacă socotim doar în zona asta, înseamnă că nu mai există deloc grafic pe aici undeva. Deci asta nu mai există. Că l-am oprit pe X doar în zona asta minus pi pe 2, pi pe 2. Și acum când duc paralela la axa X, taie graficul într-un punct și numai unul. Deci numai într-un punct și numai unul. Înseamnă că funcția este bijectivă și există inversa. Inversa este arc sin. Deci inversa funcției sin se numește arc sin definită pe, schimbă domeniul cu codomeniul, definită pe minus 1, 1 cu valori în minus pi pe 2 pi pe 2. Deci arc sinusul este în inversa funcției sin. Când lucrează aceste două funcții una lângă alta, în compunere, practic lasă argumentul neschimbat. Că una duce și cealaltă întoarce. Deci funcția arc sin de sin de unghiul alfa, arc sin de alfa, egal cu alfa. Arc sin de alfa face alfa. Sau, tot atât de bine, sinus de arc sinus de un număr alfa egal cu alfa. Deci, funcția directă și inversă în compunere lasă numărul neschimbat. Practic, una face un drum și alta duce înapoi. În condițiile acestea,
Asta trebuia să știți, neghișițul care am avut aici, am țin de țin de 5. De 15, 2. Deci eu am pierdut atâta timp pentru a vă, pentru a ajunge la ceea ce înseamnă compunerea aceea două funcții, funcția directă și inversă, adică arc sinus, arc sinus D, sinus de 5 pi supra 3, este egal cu cine? Cu 5 pi supra 3. Și arc tangentă. Arc tangentă de... Tangentă de 2 pi pe 3. Deci același lucru face. Este 2 pi pe 3. Face 2 pi pe 3. Ca supra de nou le aducem la același. Da. Acum... Primul este 5 pi pe 2, nu 5 pi pe 3. Sau? 5 pi cât era acolo? Da, e pe 3. Cât înseamnă 5 pe 3? 5 pi supra 3. Așa. Deci sin de 5 pi pe 3. 1 pi pe 3 înseamnă câte grade? 60 de grade, da? Da. Sin de 60 de grade. Sin de 60 de grade. Radical din 3 pe 2. Sin de 60 de grade. Da, de 5 ori câte 60. Deci aici e 15 pe 3, da? Da. Hai că e foarte frumos aici. Deci, așa este dacă acceptăm că din sinusoida asta am luat-o pe prima. Dar vezi aici că este sin de 5 pi pe 3. Da. 5 pi pe 3 înseamnă câte grade? Un singur pi pe 3 înseamnă 60. De 5 ori câte 60? 300 de grade. 5 ori 6, 30. Da. Deci, eu am luat-o în discuții pe această funcție, da? Dar puteam să o iau pentru discuții și pe funcția asta. Da? Deci puteam să am în vedere și funcția de aici. Ei, aici cât am spus? E 270 de grade, da? Sau foarte bine, de la 270 până la... 270 de grade până la 360, aici sunt încheierea cu 360, plus 90. Adică 450. Adică 450 de grade. Noi vorbim de un unghi cuprins de 500, de 300 de grade. 300 de grade în ce zonă s-ar afla? 300 de grade aparține lui 270 și 350. 270 și cât? Și 450. Hai să vedem. Deci noi avem nevoie de sinus de 5 pi pe 3, care înseamnă 300 de grade, iar sinus de 300 de grade, am tot uitat acolo, da, cât e. Da, minus 3 pe, minus radical din 3 pe 2. Sinus de 300 de grade este egal cu minus radical din 3 pe 2, parte. Da. Minus radical din 3 pe 2. Și atunci Iisus ar traduce așa. Arc sin, arc sin de minus radical din 3 pe 2, iese minusul în față și face minus arc sinus de radical din 3 pe 2, și egal cu minus, la câte grade sinusul este radical din 3 pe 2? La 120. Sinusul este... 60, da? Da? 60 de grade. Vine minus 60 de grade. Minus 60 de grade, care înseamnă minus pi pe 3. 3. Deci, nu a, așa cum am spus, arc sin de sin de 5 pi pe 3, fac 5 pi pe 3. Dacă ar fi fost un unghi, dacă unghiul ăsta ar fi fost în zona minus pi pe 2, pi pe 2, ar fi fost corect. Da. Dar el este un unghi mult mai mare. Este un unghi care depășește pe 270. Așadar,
Ce mi întoarce mie? Axim de minus radical din 3 pe 2 face minus pi pe 3. Minus pi pe 3, care mai poate fi scris ca fiind în sens pozitiv. Am văzut că în sens pozitiv era de câte grade? De? Am văzut de 300 de grade din 60, din 360. Da. Iată cum venea aici. Deci din 360 am scăzut pe 60-ul. Da. Și îmi rămâne 300 de grade. Deci egal cu ori zic minus pi pe 3, ori zic foarte bine 300 de grade. Și 300 de grade înseamnă 15 pi pe 3. Da. Se dovedește bine și în situația asta, că funcția directă și inversă mi-a dat tot 15 pi pe 3, da? 300 de grade. La fel aici 2 pi pe 3. În final, în final, pot să spun aici că valoarea este 5 pi pe 3 plus 2 pi pe 3, da? 2 pi pe 3 și face că 7 pi pe 3. Toată discuția asta care am făcut-o a fost în legătură cu ce înseamnă funcția directă și inversă. Deci vedem funcțiile directe care, funcții trigonometrice directe care duc unor unghiuri le face să le corespundă niște numere, iar funcțiile inverse, unor numere le corespund unghiuri. Deci noi aici trebuia să găsim ca valoare un unghi. Da. Unghiul 7 pi pe 3. Asta a fost. Al doilea exercițiu ce era acolo? Da. Timpul cât mai este? 10 minute. 10 minute, da. Al doilea, cum suna? Dacă Z aparține lui C minus R. Deci dacă Z aparține lui C minus R. Și Z plus 4 supra minus Z. Minus R. Da. Și Z egal... Nu, Z plus 4 supra Z. 4 supra Z. 4 supra Z. Aparține lui R. Așa. Modul de Z egal cu cât? Atunci, modul din Z egal cu cine, da? Da. Aici cum ai încercat? Ce ai încercat să faci aici? Da, n-am știut cum să iau, pentru că ar fi trebuit să caut o valoare care Z să nu fie din R, dar Z plus 4 supra Z să fie din R. Deci Z-ul spune că este un număr complex. Da. Că zice C minus R, adică trebuie să-l surprins pe Z egal cu A plus IB. A plus IB cu virgulă, B diferit de 0. Da? B diferit de 0. În sensul că dacă B ar fi 0, atunci ar deveni real. Da. Ar fi egal numai cu A. Deci un Z de tipul 2 plus 3i. Da? 2 plus 3i. Sau Z egal cu 5i. 5i. Unde e obligatoriu să am partea imaginară. Și acum întrebarea este, dacă Z plus 4 pe Z e real, cine este modul de Z? Da. Cum aici, ce, n-ai încercat nimic, nu? Păi, hai să vedem așa. Dacă le luați pe Z egal cu un A plus IB. A plus IB. Și am înlocuit acolo, am avea așa. A plus IB plus 4 supra A plus IB. A plus IB. Egal cu. Nu trebuie. Nu cred, da. Dar, de regulă, cum se mulțește? Se mulțește conjugat aici, a, ca, da. Să, da? Ca să facem treaba asta. A, deci, a minus IB.
Deci egal mai departe cu A plus I, B. 4 supra, 4 pe lângă. Pe lângă A, dar putem să facem în prima. 4 A minus 4 IB. Lăsăm așa un pic ca să înțelegem și mai bine. 4 pe lângă A minus IB. Totul supra. A plus IB pe lângă A minus IB. A plus IB pe lângă A minus IB. Lucrăm, da? Da. A minus IB. Egal cu. A venit A pătrat mi I. E produsul dintre sumă și diferență. A, e A pătrat minus IB totul la doua. Deci A pătrat minus I pătrat de pătrat. Deci face A plus IB plus 4 A. 4 pe lângă A minus IB, nu? Așa, supra? Supra A pătrat minus I pătrat ori de pătrat. I pătrat ori de pătrat. Deschideți da. Paranteza sus la minus I. Da. Așa. Și I pătrat este? Este minus 1 și schimbă semnul și vine A pătrat plus B pătrat. Deci egal cu A plus IB plus 4 lângă A minus IB. Așa, minus IB. Supra A pătrat plus B pătrat. A pătrat plus B pătrat. Dar modul din Z cu cine este egal? Dacă Z-ul este ăsta, modulul? Radical din A pătrat plus B pătrat. Da. Da? Și atunci așa aici aș avea modul din Z la pătrat. Deci modul din Z este egal cu radical din A pătrat plus B pătrat. Și zicând la pătrat înseamnă ca modul din Z la pătrat. Da. Deci egal mai departe cu A plus B plus 4A minus 4A, 4BI, supra modul din Z la pătrat. Și egal cu. Ce facem? Atunci la ce ajungem, da, că nu avem altceva mai bun de făcut și zicem egal cu. Z, modul e Z pătrat pe lângă A plus I. Deci modul din Z la pătrat pe lângă A plus IB. A plus IB. Plus 4 pe lângă 4A minus 4BI. 4BI. Totul supra modul din Z la pătrat. Modul din Z la pătrat. Și egal mai departe. Desfacem paranteza și zicem da. Modul din Z pătrat. A ori modul din Z la pătrat. Plus IB modul din Z la pătrat, la pătrat plus 4A minus 4BI totul supra modul din Z la pătrat, modul din Z la pătrat. Și egal mai departe. Continuăm să lucrăm. Egal cu. Avem A și BI. Deci ordonăm ca un număr complex. Ce e cu I să fie în partea a doua și ce e partea reală în primul în plan. Păi avem A ori Z la pătrat. Ori modul din Z la pătrat plus 4A plus I pe lângă B ori Z la pătrat B ori modul din Z la pătrat minus 4B totul supra modul din Z la pătrat. Distribuim numitorul și da. La primul și la al doilea și la partea reală, supra modul din Z pătrat plus I pentru că supra modul din Z la pătrat. Când acest număr complex aparține lui el? Dacă și numai dacă? Numărătorul? Nu. Ca să fie număr real, trebuie să rămână numai ăsta. A, da. Deci să fie numai ăsta. Înseamnă că cei pe lângă partea pe lângă I trebuie să fie 0. Da. Dacă asta este 0, vine I ori 0 și face 0. Deci devine, rămâne numai număr real, dacă da. Și mai dacă. B pe lângă. B pe modul din Z la pătrat minus 4B. Așa este, totul supra modul din Z la pătrat se face egal cu 0. Acum dăm factor comun pe B. Și vine B pe lângă. Modul din Z pătrat minus 4. Modul din Z
pătrat minus 4 supra modul din Z egal cu 0. Da? Și pe rând trebuie să fie 0. B1 poate să fie 0. A, da, din ce motiv? A spus la început că Z, ce fel de număr este? Complex. Și diferit. Deci înseamnă că B-ul e diferit de 0. Da. Asta înseamnă C minus el. Atunci, modulul din Z la pătrat. Atunci, obligatorul, de aici, obligatorul, la înmulțire să fie 0, neapărat, neapărat asta trebuie să fie 0. Dar jos nu era modulul din Z pătrat? Sigur că da. Și avem? Și o fracție este 0 când? Când o fracție este 0? Când numărătorul. Când numărătorul este 0. Deci de aici rezultă că modulul din Z la pătrat minus 4 egal cu 0. Adică modul din Z la pătrat egal cu 4. 4. Adică modul din Z este 2. 2. Asta este răspunsul. Modul din Z egal cu 2. Asta ne-a cerut autorul. Da? Hai să vedem încă o dată ce a fost aici pe lucru. Deci Z-ul spune că este un număr complex. No, da. Fără să fie real. Deși e complex, în sensul că partea imaginară trebuie să existe tot timpul, adică B-ul trebuie să fie diferit de 0. Asta îmi spune autorul. Știți de ce spune B-ul diferit de 0? Că atunci când ajungem în situația de aici, să fim puși în situația de a obliga neapărat ăsta să fie 0. Că aici la mulțirii cât oricât să facă 0. Pe rând, aș fi avut B 0 sau celălalt e 0. Însă el ne fixează de la bun început că B-ul nu poate să fie 0. Și am plecat cu un Z oarecare, A plus B, am lucrat acolo cum vedem și ne-a apărut modul din Z în lucru, am aranjat ca un număr complex, parte reală plus parte imaginară, și noul număr complex Z plus Z plus 4 pe Z, nu? De aici am plecat noi. Z plus 4 pe Z am lucrat. Este real. Ăsta este Z plus 4 pe Z. Este real dacă și mai dacă dispare partea de pe lângă I. Da? Asta să fie 0. Și la asta egal cu 0 am ajuns că modul de Z egal cu 2. Așa trebuie făcut. Da, eu n-am știut cum să încep, dar dacă scriam pe Z ca IB și le sigur, plecăm cu un Z în general, nu situație particulară. Lucrăm, pur și simplu, relația C și ce înseamnă că el este real, deci trebuie să dispară partea imaginară. Ok? Altul? Era un asemănător, adică... Deci, ia vedeți cât mai este? Nu mai e gata. Să îi dea timpul? Da. Și mă întreb dacă mai avem și ceva timp pe hard. Mi se pare că hardul e complet. Ia să văd cât mai are. Așa, ar mai fi 20 de minute. Hai să vedem, ca să îl umplem. Deci, dacă mai puteți, dacă voi ați obosit... Vinim la capul, dar mai continuă. Te doare capul, da? Dar de atâta matematică, cum să te doare capul? Mai ales pentru olimpiadă. Da, nu sunt atât de dificile, dar e destul de interesant, ca de fapt. Atunci ne oprim, dacă te doare capul, să nu cumva să întâmple ceva, știu eu. Da? Eu am noroc, cum spuneați dumneavoastră, că eu îl văd pe, și pe internet. Mi se nu mai merge pixul. Deci, dar de ce nu mai tu ai norocul ăsta? Adică? Același lucru, aceeași șansă are oricare. Dacă cine interesează, se uită. Categoric. Când o să vă uitați acolo și o să vedeți câți copii sunt la nivelul țării care fac chestia asta, și spun că au rezolvat matematica urmărindu-mă pe mine, au luat bacalaureat, au făcut toate lucrurile acestea,
Sigur, tu nu știu dacă ai citit comentariile. Deci acolo când intrați la Prof Online, luați video matematică, se deschide pagina aceea și toate comentariile, se zice, aici sunt toate comentariile. Și dacă dați click, se deschide pagina cu toate comentariile care sunt adunate și acolo vedeți impresii asupra a ceea ce fac eu acolo. Deci cei care vor, sigur că da, care își propun să facă ceva și să se salveze, vi se pare o glumă acum. Dar anii trec. Mâinii voi vă găsiți în clasa 12. Da. Da? Și atunci e panică totală când te vezi acolo. Ce te faci? Chiar am presa de bacalaureat se dă din materia de clasele... Din 9-12. Deci 9-12. Nu, orice chestiune care vă scapă, dacă n-ați... Hai să oprim ca să...